Bine ați venit la Ieud, bine ați venit la Casa Tradițiilor. Sperăm să aveți un sejur minunat și vă stăm la dispoziție cu tot ce aveți nevoie. Bună seara! Ne aflăm în Ieud, în Maramureșul Voievodal, unde vom căuta să aflăm care sunt secretele gastronomiei maramureșene, o gastronomie care este faimoasă în întreaga România. Alături de mine se află Claudia, de la Casa Tradițiilor din Ieud, o casă absolut superbă, în stil tradițional, cu foarte multe locuri frumoase și cu foarte multe produse tradiționale, de la care vom afla aceste secrete. Spune și mie, gastronomia maramureșeană, ce e special cu ea? Gastronomia maramureșeană, totul e special. Începând de la produsele care le folosim naturale, cât de mult putem, rețete vechi de la bunici, de la moștenite, care doar aici se găsesc, putem să ne mândrim cu asta, avem rețete proprii. Oaspeții se întorc de multe ori pentru și ne cer plăcintele care le-am mai făcut, să știu, gogoașele de la noi, supa de găină care o și aveți în față, de găină de casă, puteiței de casă, care este foarte cerută la noi, multe, multe produse și rețete autentice. Cine e bucătăreasa? Avem o bucătăreasă locală, Ileana, care gătește foarte bine. Asta pot să o spună și oaspeții noștri și dumneavoastră să vedeți, o să vă convingeți. O mai ajutăm și noi, fetele, dar ea este bucătăreasa principală. Și rețetele de unde le aveți? Rețete avem de la bunici, de la părinți, din sat, din rețete proprii, adică de la noi din zonă. Deci e mâncare de Maramureș sau mâncare de Ieud? Mâncare de Ieud, de Maramureș, bine, în fiecare localitate diferă, în fiecare localitate are specific cu ei, dar noi putem să zicem că este de la noi, din Ieud. Puteți să ne spuneți cum s-a făcut această supă? Da, avem găini de casă, care le creștem noi și din găină, din cocoș de casă, din ce avem la îndemână, cu legume care se fierb și la sfârșit se pun tăiței de casă, care tot aici facem noi la Casa Tradițiilor, și pătrunjel din grădină, proaspăt. Am înțeles. Ca fel 2, ce recomandați? Depinde, la felul 2, la supa de găină, merge o carne de porc, o tocăniță cu mămăliguță, cu murături, sau cine nu dorește, dacă avem vegetarian, putem să ne adaptăm și să facem mâncare vegetariană, mâncare pe toate gusturile. Deci faceți numai mâncare tradițional maramureșeană aici? Da, asta încercăm să facem. Avem unele rețete care le folosim și mi-s foarte cerute, foarte căutate. Ok, eu am un prieten maramureșan care omul este nebunit după plăcinte. Deci când am ajuns aici la Maramureș, primul lucru, ne-am oprit în primul sat și am găsit el plăcinte, să mâncăm plăcinte. Ce este special cu aceste plăcinte din Maramureș? Din ce sunt făcute? Ce gust au? În special din făină, care se pune la orice plăcintă, dar noi avem o rețetă proprie care o moștenim de la bunica, Dumnezeu să ierte, care are ingrediente într-adevăr naturale, lapte de la noi, de la vacă, din iaurtul, de fapt, nu laptele se pune, iaurtul, laptele bătut, se zice smântână, ouă de casă folosim, un pic de sare și puțin bicarbonat și ies niște plăcinte extraordinare. Cât de mari sunt? Putem să le facem oricât de mari sau mici, depinde. Noi le facem mai mici pentru că mâncarea este multă la noi și atunci omul nu poate să mănânce și o plăcintă mare. Dar putem face și plăcinte mari, mici. Am înțeles. Revenim la ingrediente. Nu neapărat pentru plăcintă, în general. Ce fel de ingrediente și de unde le folosiți și de unde le cumpărați? Noi cumpărăm de la magazin cât de puțin putem, adică doar ce nu găsim la țărani, ce nu avem noi în grădină sau în ferma proprie, ce nu putem să procurăm de la... încercăm cât de mult putem să cumpărăm de la oameni, de la țărani, din Ieud, în special. Eu așa sunt întâi localnici și după aia trec la satul următor și... Sunteți din Ieud? Da, eu sunt din Ieud. Ne aflăm aici în Casa Tradițiilor. Cum a venit ideea să deschideți această pensiune? Această pensiune n-am deschis-o după
ideea mea, părintele de aici din localitate mi-a dat ideea. Am avut altă afacere înainte și mi-a zis odată, dar de ce nu ai făcut pensiune? Și atunci când am închis afacerea respectivă, am făcut pensiune. Și de ce ați făcut-o așa și nu altfel? Nu știu, unii au început să facă pensiuni moderne, să facă pensiuni care arată ca în Spania. Nu. Păi, noi dacă suntem în Maramureș și trăim la țară și așa, trebuie să promovăm ceea ce avem noi mai frumos, adică tradiția, lucrurile vechi care și lucrurile manuale care sunt făcute cu atâta dragoste și cu atâta muncă și sudoare și pricepere de atâtea femei harnice care chiar au pus suflet în ceea ce au făcut. Avem o colecție în jur de 300 de cămăși tradiționale, haine tradiționale pe care oaspeții pot să le îmbrace, să le probeze, să facă o fotografie, să meargă cu o amintire chiar autentică de la noi, adică ceea ce nu pot găsi în altă parte sau unde ar merge. Nu știu dacă li se pun haine la dispoziție să îmbrace tradițional și să se simtă moroșeni pentru o zi sau pentru o clipă. Am înțeles. Și toată colecția aceasta, cum ați făcut-o? De icoane? Câte icoane aveți? Icoane, în jur de 100 de icoane pe sticlă, toate vechi. Icoanele am început să le colecționăm înainte să deschidem pensiunea și încet, încet am început să le expunem. Eu am avut sentimentul când am venit aici că am intrat într-un muzeu prima oară și cum m-am uitat, am văzut că era Casa Tradițiilor, am zis, ok, am ajuns bine. Da. Vreți să aveți senzația că e un muzeu sau vreți să dea senzația că suntem într-o casă tradițională maramureșană? Într-o casă tradițională, autentică, maramureșană, unde oaspeții mănâncă pe o față de masă țesută în război, care nu cred că au ocazia peste tot unde umblă să... pentru că se întrețin greu, sunt lucruri unice, toate sunt diferite. Dacă avem 300 de cămăși, nu găsim două la fel. Fețele de masă, 50 de fețe de masă, care toate sunt diferite. Deci nu există o copie sau și toate sunt unice în felul lor. Câte camere aveți aici? Avem 11 camere, din care și suite, o căsuță tradițională veche din lemn, camere duble, triple. Am văzut că fiecare cameră are un nume, nu este camera 1, 2, 3, 4. Da, pentru că fiecare cameră este unică. Nu este nicio cameră, cum v-am zis aici, nu cred că găsiți două lucruri la fel. Și, nu știu, vesela este făcută manual de un meșter din Maramureș, care... fiind făcută manual și aia e unică, pentru că fiecare e pictată și în felul ei. Care e camera dumneavoastră favorită? Nu pot să zic că am o cameră favorită, nici un lucru favorit, fiecare e special pentru mine și unic. Cum v-a venit ideea de cameră verde? Camera verde, într-adevăr, da, e o cameră verde, cu mai mult verde. Și de aia e camera verde, mi-a plăcut la un moment dat culoarea verde mai mult și de aia am optat. Dar avem și camera unde este predomina albastru. Deci este camera verde, mai mult verde. Puteți să ne spuneți câte ceva despre aceste icoane pe sticlă? Aceste icoane sunt icoane vechi, pictate pe sticlă. Eu le-am colecționat din Ieud, majoritatea, și din satele vecine. După cum vedeți, și ștergarele sunt vechi, în jur de 50 de ani. Totul aici, nu prea avem lucruri noi. Am colecționat doar lucruri de la bătrâni vechi, care de fapt nu le mai foloseau și nu... pentru ei nu mai aveau o mare valoare, dar eu am încercat să le pun în valoare, să le arătăm la oaspeți. Ceea ce noi avem special, lucruri făcute manual, cu vechime. Casa Tradițiilor este un loc tradițional, după cum îi spune și numele, dar este un loc încântător în care poți să trăiești viața maramureșană de câteva secole, printre opere de artă, printre cămăși, printre ii și mai ales printre niște gazde foarte primitoare.